Tot mai multe explozii au fost auzite în peninsula Crimeea, ocupată de ruși în 2014. Un depozit de muniție a explodat în nord, explozii au fost auzite și în centrul regiunii, la o bază aeriană militară. Rușii dau vina pe sabotori, iar ucrainenii, deși nu recunosc oficial atacurile, au dat de înțeles că s-ar afla în spatele loviturilor. Nu explozii în Crimeea, rușii declară situații de urgență. O unitate de elită ucraniană s-ar afla în spatele atacului din Zankoi. Salutare și binevenit la un nou material în care analizăm ce s-a mai întâmplat în război din Ucraina. Ești pregătit să auzi ultimele știri și ultimele detalii despre conflictul de la granița României? Nu uita să te abonezi și nu uita că am mai postat astăzi un episod foarte interesant cu o descoperire remarcabilă. Intră pe canal și urmărește-l! Secretar general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, se va întâlni joi cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky și cu președintele turc Erdogan în Ucraina, a anunțat un purtător de cuvânt al organizației, iar vineri va vizita portul Odessa, de unde au fost reluate exporturile de cereale. Stefan Dujarric, purtătoare de cuvânt ONU, a declarat că Antonio se va întâlni cu Zelensky în Lviv, în vestul Ucrainei, și vor discuta situații de la centrala nucleară Zaporojie, dar și despre o posibilă soluție a conflictului cu Ucraina. Sâmbătă, Antonio Guterres va vizita Centrul Comun de Coordonare de la Istanbul, de unde oficialii ruși, ucrainieni, turci și ai ONU supraveghează exporturile de cereale și îngrășăminte pe Marea Neagră. O nouă serie de explozii au fost raportate marți în Crimeea, pe teritoriul bazei aeriene, districtul Simferopol, unde se află capitala cu aceleași nume a peninsulei anexate de Rusia. Deasupra aeroportului militar de la această bază se ridicau marți dimineață coloane de fum negru, potrivit martorilor, a relatat publicația independentă Meduza. Acesta ar fi al doilea incident după cel din localitatea Maiskoye, districtul Jankoi din Crimeea, unde în cursul dimineții de marți au avut loc explozii la un depozit de muniții. Ministerul Apărării de la Moscova a calificat acest incident drept un act de sabotaj. În plus, un incendiu a fost raportat de media rusă la un transformator electric din Jankoi. Oficialii instalați de Rusia în zonele ocupate din regiunea Zaporojie din Ucraina au anunțat marți că forțele ucrainiene au bombardat orașul Energodar, unde se află centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. Agenția de presă Interfax a citat autoritățile instalate de Rusia la Energodar cu declarația că forțele ucrainiene au început să bombardeze orașul la 15 ora locală, acuzându-le că fac acest lucru pentru a provoca Rusia să răspundă cu tiruri. Partea ucraineană nu a răspuns imediat unei cereri din partea Reuters de a comenta. Reuters nu a putut verifica imediat informațiile privind cele mai recente bombardamente. Separatiști din Luhansk și cei din Donetsk au intrat în conflict marți, în condițiile în care milițiile pro-Putin din Luhansk au refuzat să mai lupte pentru cei din Donetsk, plângându-se de ritmul epuizant al ofensivelor desfășurate în zonă de invadatori împreună cu grupări aliate. Informația vine în condițiile în care separatiști din Luhansk au reușit să captureze întregul teritoriu pe care îl clamează la începutul lunii iulie, însă cei din Donetsk încă se străduiesc să obțină controlul. Potrivit celor de la Ager Press, eforturile invadatorilor și separatiștilor din ultimele săptămâni s-au concentrat pe preluarea controlului întregului Donbass și provoacă o sciziune în rândul prorușilor din ambele regiuni. Aparent, milițele din Luhansk, regiune controlată practic în totalitate de armata rusă, s-au săturat de ofensivele dure la care trebuie să participe dincolo de granițele provinciei lor. Ministrul rus al apărării, prezent la Conferința pentru Securitate Internațională, unde armata rusă trebuie să prezinte avansul său tehnologic, remarcat de la începutul războiului prin inovații furate și tancuri cu chipuri din mașinile de spălat, a vorbit despre miturile ce planează în jurul armelor occidentale.
Acesta crede că operațiunea specială militară, cu ghilimele de rigoare, noul poligon de încercare a armelor pentru Putin, arată exagerări legate de potențialul militar al armelor produse în vest. Sergei Shoigu a făcut o proprie analiză a armelor occidentale, observând chiar și lipsa de eficiență ale celebrelor HIMARS pe câmpul de luptă. Lansatoarele care au distrus mai multe depozite cu arme și au pus rușii în alertă maximă sunt desconsiderate de ministrul lui Putin, spunând că acestea se strică pe câmpul de luptă. Autoritățile ruse din Crimea au declarat o situație de urgență în nordul peninsulei ocupate în urma exploziilor la o bază militară din districtul Zakhoi, potrivit agenției de presă Interfax. Suntem într-un regim de situații de urgență, a declarat șeful regional, citat de agenția de presă rusă. Interfax mai spune că mișcarea extinde limitele regimului situației de urgență după introducerea sa în vestul peninsulei. În urma exploziei de la începutul lunii august, BBC subliniază că, conform reglementărilor ruse, o situație de urgență este diferită de o stare de urgență, care poate fi introdusă doar de președinte și poate antrena restricții severe ale libertăților și drepturilor oamenilor. Un înalt oficial ucrainian, vorbind sub rezerva anonimatului pentru New York Times, a declarat că o unitate militară de elită ucraniană, care operează în spatele liniilor inamice, este responsabilă pentru exploziile de marți dimineață de la un depozit de muniție rusesc din peninsula Crimeea. Anterior, ministerul rus al apărării a transmis că exploziile au reprezentat un act de sabotaj. Aparentele atacuri în această lună, care au folosit forțe ascunse în spatele liniilor inamice, subliniază inventivitatea forțelor ucrainiene. De când a început războiul, forțele Kievului au adoptat tactici neconvenționale în speranța de a egala cu unițele de luptă de pe front, încercând în același timp să respingă atacurile unei armate ruse mult mai mari și mai bine echipate. Deși liderii ucrainieni n-au revendicat public responsabilitatea unui consilier al președintelui Zelensky, acesta a confirmat că exploziile au avut loc. Consilierul Mihail Copodaliac a apărut și el să sugereze implicarea Ucrainei. O memento! Crimeea unei țări normale este deasupra Mării Negre, munți, recreere și turism, dar Crimeea ocupată de ruși este despre explozii în depozite și risc mare de moarte pentru invadatori și hoți. Demilitarizarea în acțiune. Și deși nu a confirmat implicarea Ucrainei, șeful biroului prezidențial din Ucraina a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că forțele armate ale țării vor continua demilitarizarea Crimeei și altor teritorii capturate. Suprafața cultivată cu grâu de iarnă în Ucraina ar putea scădea cu 30%-60% în 2023, fără sprijin din partea statului și fără o majorare a exporturilor de cereale, a anunțat marți Roman Slation, directorul Sindicatului Agricol din Ucraina. Există speranțe mari că guvernul va găsi o posibilitate pentru finanțarea campaniei de însămânțare. Dacă acesta nu se va realiza acum, vom avea probleme serioase. Fără aceste programe și fără majorarea exporturilor, este de așteptat să nu fie cultivată 30%-60% din suprafața alocată culturilor de iarnă, a explicat oficialul. Ucraina, un producător și exportator global major de cereale, a început deja însămânțarea rapiței și va începe în 2-3 săptămâni însămânțarea grâului de iarnă. De la debutul invaziei rusești din 24 februarie, exporturile de cereale ale Ucrainei au scăzut semnificativ pentru că porturile de la Marea Neagră, principala rută pentru livrările de cereale ucrainene, au fost închise de o blocadă rusească, ceea ce a împins în sus prețurile mondiale la alimente și a provocat temeri că vor exista întreruperi în aprovizionarea cu alimente în țări din Africa și Orientul Mijlociu. La finele lunii trecute s-a ajuns la un acord care a permis deblocarea porturilor ucrainene și plecarea primilor nave care să transporte cereale. Cam atât a fost, dragilor, și în acest material. Sper că v-a plăcut tare mult. Dacă da, nu uitați să vă abonați și de asemenea să vedeți ce am mai postat și pe canal, pentru că de fiecare dată încercăm să postăm cele mai interesante lucruri. Tu ce părere ai de aceste informații? Chiar îți aștept răspunsul în comentarii. Iar noi v-am auzit cu alte materiale, zic eu, foarte interesante.